Poplana, localitatea de jos. Iar noi am găsit aici un deal cu acces și ne-am instalat aici corturile foarte frumos, departe de lume, să nu ne mai deranjeze nimeni. Cântă cucul, cântă ciocârliile. Păcat că nu avem un asfințit frumos. Ce se aude prin iarbă? Se aude ceva ciudat prin iarbă. Nu, nu. N-or fi fazani? Nu sunt fazani? Uite acolo, așa, se aude ceva. O pasăre mare. Auzi. Că nu e broască, e pasăre. Ia uite. Aici cântă pupăza. Poplana. Sat Poplana. Aici cântă cucul. Iar aici ciocârliile. Aici am campat noi, sus pe deal, la a treia noapte, în circuit, și e prima noapte când dorm bine. N-a mai venit niciun câine să latre lângă noi. Se auzeau acolo în depărtare, nu știu cum se numește, fundul Tutovei acolo, de acolo am venit de sus. Și aici e Poplana. Mai jos e o mănăstire, mănăstirea din Poplana. Și azi plecăm spre Vaslui. Azi e 1 iunie, e ziua aniversară a lui Marius. Și astăzi am constatat că Mița nu mai este. A ieșit pe la ora 4 din cort și n-a mai revenit. Nici că se putea o zi mai tristă. Asta-i. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Poate reapare. Să sperăm că până plecăm apare. Dacă n-a pățit ceva mai rău. Că de obicei mai pleacă ea și vine. Am mai făcut de multe ori chestia asta. Da. Asta este situația.
Am găsit-o pe Mița. Deci Marius s-a dus direct la ea. Aventuri cu Mița. Acolo jos în boschet, nici nu mai aveam speranțe că o găsim. Am zis că lăsăm aici un cort, plecăm la Vaslui, venim diseară iar. Mița! Vino încoace, Mița! De pisulina și de cioclat. Păi da, stai în ziată, stai spre așurile. Mița! Hai de încoace! Sabrina și cu, și cu Simon. Hai, Mița! Unde ai fost tu, pisică nebună? Tu! Eu nici nu speram să te mai văd. Uite și pune-i pliculeț. A venit, Mița. Bravo! Eu mă gândeam că zic ieri tot am zis. Cea mai mare bucurie. Din cauza ta nu pot să merg la Chișinău. Zic, pisica o fi auzit și a plecat. A zis ca să pot să mă duc eu la da. Na, bine că s-a terminat cu bine. Doamne, Mița. Băi, vezi că rugăciunele Mița. Sunt ascultate. Mița, ai venit tu, Mița, ai auzit, tu. Marius? Mița, păi ce făceam? Eu am mâncat ouălele fără tine. Ți-am mâncat gălbenușul. Na. Uite că stă la ugă. Ai auzit, Marius? Oh, gata, plecăm în echipă întreagă spre Vaslui.